minimă ca durată și intensitate, sau scene de nuditate fără conotații sexuale. Colegoia, dă-mi și mie un covrigel. Nu pot, că doar păștei mea. Adică m-ai făcut tu oaie, mă? Eu? Nu, dragă, te-am alintat. Dar nu te-ai prins tu. Bine, mă rog, nu asta era problema. Problema este că Ema cu Hasan au dispărut de acasă. Tălică, știi ce va de ei? Nu știu, dragă, nimic despre nimeni pe stomacul gol. Hai, mă, vrei un covrigel până la urmă? Da, mă. Hai, lasă. Altă dată. Și nici nu mâncam, că nu mă îndop eu cu carbohidrați, da? Că eu vreau să rămâne suplu. Eu sunt doar pe proteină. Proteină? Adică ceapă de porcule. Nu, dragă, pulpiță de domniță eu. De asta, așa, nebunule. Am zis de domniță. Nu te urcă gestantă. Nesimțitule. Scurav. Bună dimineața. Bună dimineața, coleguțu. Nu e nicio bună dimineață, e o dimineață de cacao. Dă-te la o parte. Ce de cacao? E o dimineață de rahat. Dar ce e, mă, ce s-a întâmplat? A dispărut Teo. Cum? Nu știu cum, uite așa brusc. Eu nu mai știu, mă, eu nu mai înțeleg femeile, mă. Nu se poate, mă. Nu poți să trăiești cu ele în casă, dar nu poți nici fără ele. E foarte complicat. Ba vrea spațiu, ba de ce nu bag în seamă? Ba să fiu romantic, dar de ce nu sunt pasional? Și uite așa, mă, nu mai înțeleg nimic, nu mai. Și ce s-a întâmplat? A dispărut în canal. Cu Paliu. Cu Paliu! Dar ce ai făcut, mă, da plecatără de acasă? Nu știu, mă, nu știu, mă, n-am făcut nimic, mă, de ce? Nu știu. Păi da, aia m-a plecat femeia, că nu i-ai făcut nimic, săraca, na? Ori ți s-a afleși că îi ție pasiunea, ori pasiunea lui Paliu e mai mare. Zic, nu știu. Ori pastile ei nu-și mai face efectul și a trecut pe Aurolac. Aha. Păi, tu mi-ai dat o palmă în capa din aur sau mi s-a părut? Cum așa? Cred că ți s-a părut. Vrei covrigel? Doamne, și mine că nu-i nimeni. Hai, trebuie să facem bagaje, hai. Hai, mă, lasă dracu yoga. Vino să mă ajut la bagaje, că poate ne prinde careva. E bine, poate ar trebui să găsim o soluție, totuși. Mișcă, zis! Mișcă la bagaje. Vreau, dar nu mai vreau la belciugatele. Este singurul loc unde nu o să ne caute nimeni, cel puțin deocamdată. Cu siguranță avem plângeri la poliție pentru droguri. Și bătăm bitule pentru droguri, se stă mult la răcoare. Mie nu-mi place la răcoare, mie îmi place soarele. Fie și de belciugatele. Da, e bine, da. N-am mai primit niciun telefon de amenințare. E? Pentru că nu mai am baterie, e? Da, da, eu mai am baterie. E? Am 5 mesaje de la Chioret. Ce? Unde sunteți, mă? Bă, de ce nu răspundeți? Răspundeți că vă ia mama dracu? Bă, răspundeți! Răspundeți că e urgent! Bă, ne arestează! Dacă mă gândesc mai bine, e așa frumos la belciugatele. Aer curat, natură, mămică, somnică, păpică, mocirlă, babe încinse, marea, urici. Nu devia! Nu vrei la 2x2? WC în cameră, gratii, 4 suprapuse? Na, bă, e să pune mereu pe jos. Tu ești frumușel, epilat. Hai, treci. Dar nu luăm săpun, da? Hai!
mă pune mâna odată. Dacă o retezi repede că nu pot să vorbesc, am treabă. Mai văzut-o pe Ema azi? Că eu nu dau de trânsa. Nu, n-am văzut-o că sunt la muncă îngropată în dosare. Auzi, dacă o vezi sau vorbești cu trânsa, să-i zici să mă cate urgent, că am ceva de vorbit cu trânsa, da? Da, 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 bine, bine, hai, uite, pa, mă sună un peten, pa! Mi-a luat libera să mă fac frumoasă pentru Igor. Uite, na! Răptă-te, repți! De unde pleci, Chiorete, în timpul programului? Mai pardon, că e pauză de masă și plec unde vrea mușchii mei. Și nu e treaba măgarului când bea oile apă și dăune. Și matale, nu ești în postura să mă tragi pe mine la întrebare, da? Dar ce dragă cu colegii, nu-ți mai place? Ba-mi place, dar nu când e crizați, ori infractori. Sau, mă rog, suspeți. Prefer să mănânc acasă la mine, singur, în Ticna. Ce mănânci? Ce cumpăr? Auzi, poți să-mi iei și mie ceva bun? Da cum să nu? Ce să fie? O merdenea? O gogoșică? Nu, nu, ia-mă o șaorma. Șaorma? Mare, mare, cu de toate. Să-i pui murături multe, că-mi place mai agrișoară. Atât? Ai merge și un desert. Un desert, da. O negresă. O negresă. O negresă, dar care se topește în gură cu ciocolată multă. Numai una? Mă gândeam că ar merge două, trei. Da. Ce zic, dacă nu chiar un platou? Da, da, ia un platou. Un platou. Un platou pentru toată secția aia. Da, da, da. Cum face un camarad bun. Băi, excepțional. Chiorete, îți mulțumesc. Să știi că nu o să uit și o să-ți întorc acest serviciu. Bravo, șef. Bere, nu vrei bere? Un nes. Oh, te arunci la scumpeturi. Cu minte. Ții minte? Ce stai? Ce stai? Eu magica proasta și ție ți arde de telefoane? Ce faci? Îți faci poze? Da, e așa că am primit niște mesaje și poate-s important. Lasă dracu mesajele, că sigur sunt de la Chiorete, ne caută să ne aresteze. Dar ce crede asta, mă, că eu sunt proastă să mă duc de bună voie? Dacă eram vinovată, mai ziceam, da, așa? Ne, uite, nu-s de la Chiorete. Sunt mesaje de alea de amenințare de la babe. Bă, nu știu ce a fost în capul tău să le dai numărul meu de telefon. Parcă ți-a luat Dumnezeu mințile. Păi... le-am dat că m-am gândit și eu că e bine pentru business. Să aveți noi comenzi, să faceți și noi un ban cinstit cu turtele alea de orez. Asta a fost înainte să aflu de drogurile din Dubă. Hai, te rog eu, hai, nu mai sta. Pune jucăriile fetei. Da, iubire. Pipi. Ce pipi? Pipi, fac pipi, ce nu înțelegi? Ce mă fac? Ține în tine, că ai destul loc. Ce, mă? Trece afară la o tufă de-aia mare, un copac, un gard, păi, viu. Încetează cu prostire. Hai cu mine la baie. Ce să fac? Da, dar mi-e frică dacă e vreo babă. Eu mă ia. Hai, hai încoace. Faci la veceu sau faci la babă? Hai, mă, fricosule, treci încoace. Ți-am zis că sunt babe în casă, ți-am zis? Cine faci tu, babă, băbăciune, a? Ce ai făcut, iubire? Ce să fac? M-am speriat de la șoc! M-am speriat antivarvara asta! Și mai ziceai de mine că sunt babă. Babo! Da. Ce ai făcut, bre? Ai făcut pipiligă pe matale, da. Și acum dacă tot ați terminat treaba mică, eliberați terenul, că mă deranjați. Ha, și era să uit. Vă căuta Chiorete. Ce că e urgent. Chiorete? Hai, mă, iubire, iar? Ce vrei, mă, ce vrei? Crezi că o fac de plăcere? E de la al doilea șoc. Am auzit de poliție. Plus că eu beau și multă apă să mă hidratez, da? Și am vezit că am mărit-o. Ram, taram, taram, tam, tam. Ce faci, mă, Chiorete? Deranjezi? Nu, domniță. Ce pericole te paște? Cine te amenință ori te-a supărat? O vorbă să-mi spui și poliția vechea.
pardon. Fii atent, mi-am uitat cheile acasă, ușa de la intrare s-a blocat și trebuie neapărat să intru în casă, că am de luat niște acte de acolo, e urgent. Asta e un caz clar pentru mine! Praf îți fac ușa! Carate îndelungate! Dă-te! Stai, mă, că e de metal, n-ai cum să spargi ușa! Băga-mea și picioare! Fii atent, că am geamul de la baie deschis, poți intra pe acolo. Pe acolo e negreșit! Hai, Marta, să luăm... Hai, mă, Marta, că după aia pare că spar casa aici. Hai să mergem! Scuze! Haide, bă! Să știi, dragă Ferdi, că am un noroc teribil că italianul stă ascuns. De ceva vreme. Da, e la... Joacă pitita? Nu, stă ascuns și asta e foarte bine, pentru că în felul ăsta eu am timp să găsesc soluții să scap cu bazma curat, înțelegi? Da, poți că mă tai și Dumnezeu un soluțiu, strâie bazma. Cam eu, mătușă, care zice pe cimitir, pe la pome, mai privește colibă, prosoapă, bandani. Ascultă la mine care e problema. Acum sunt foarte obosit la închip de glumele tale, sunt obosit pentru că am făcut atâtea drumuri în teren să le explic la toți colaboratorii. Am lucrat și la drumuri în timpul liber, că nu... Păi mă asculți? Da. Vreau să-mi fac un duș și mai vreau să... Să vă dau pe spate. Nu, mă, vreau niște mâncare. Hai. Să... Am înțeles, boss, niște mâncare și să vă dau pe spate mâncarea. Te aștept sus în 10 minute cu mâncarea, clar? Am înțeles. De fapt, n-am înțeles nimic. Ori vrea sus, ori vrea mâncare. Le combin. Îi dau sus mâncare. Hop, botol. Vine masa, boss! Să mai stau 5 minute, că a zis că o vrea în 10. Eu știu că nu sunt cel mai bogat bărbat de pe lumea asta și nici cel mai înalt și nu știu. Și nici cel mai frumos. Da, și nici cel mai frumos, exact. Nu sunt nici cel mai... Adică nu sunt, dar bine, eu sunt băiat bun. Eu băiat bun, sunt sufletist, sunt de casă. Eu știu să schimb și un bec. Vine la clasic, nu de ăsta cu piciorul ușe, dar în fine, am pus odată aspiratorul. Unde? Și ea, acasă. Ha. Da, nu m-a văzut, că nu era acasă, dar zic. Și ea ce-a făcut, mă? A plecat? Cu cine a plecat, mă? Cu Paliu? Bă, dar poate ți s-a părut, mă. Poate ai visat și s-a părut că e real. Coșmarurile par reale uneori, să știi. Hai, lasă, liniștește-te, că ești bărbat ce naiba. Da, dar nu pot să nu-mi închipui cum o mângâie cu degetele alea murdare și pline de jec. Înțelegi, pe pielea e la albă ca laptele. Cum o pupau ăla cu dinții ăia, mă, că mă ia groaza. Dar gândește-te, cum o vede el cu ochii ăia împrăștiați? Cum o vede, în ce formă? Și cel mai grav, este că parcă văd așa, întinsă pe niște cartoane, în canal, și cum începe Paliu s-o dezbrace. Gata! Au trecut cele 48 de ore și putem să o dăm dispărută. Ha, fii liniștit că o să o găsim noi. Hai mai bagă niște covrigei ca să te liniștești. Ba, poți! Poți! Mai place singură? Gata, hai să mergem. Dă-i un scutec de la fetiță că poate iar faci pipi. Ce ai zis, mă? Ziceam să pui un scutec de la fetiță că poate face pipi și ea. Ia, face la uliță de 3 luni. Tată, vii trec de natura ce ești. Și tu când o dată. Ce? Ha? Ce? Ce ai zis? Cine? Ce? Eu? Hai, deschide geam. De ce? Ai... Vreau să aerisesc de aia. Să putem ieși pe geam, că poate la bușă e vreo babă. Da, mă, iubire, că eu am rău de înălțime. Stăm la parter. Uai, mai rău. Ai avut eu o groază, deși au spart capul numai când au căzut din picioare. Dar ce, din genunchi? Și au rănci și în genunchi și în coate. Ce, tu n-ai? Doamne, unde te fi găsit, mă, băiatule? Ce să zic, sunt foarte fericită că ai aptitudini de salvator. Bine, mă, ieșim pe ușă. Dar dacă ne așteaptă vreo babă sau poliția, îmi rup pumnii în mecla ta, mă. Hai odată, mișcă-te. Mamă, ce grea asta! Nu iei tu? Mare bărbat, mi-a găsit. Mă, dragul, cu cheile e cu tot. Și cu șaia rezistentă. Gata, să intru în spital, mă, altă.
doi, eu cu el, am putea să explicăm. Ce să explicați? Ce să explicați? Nu vă e rușine. Așa rău ați ajuns, mă? Bă, ne e rușine. Da, da, să știi că nu e vina noastră, chiar adică noi habar n-aveam că e... Pe cine vreți voi să prostiți, mă? Mă, voi ați uitat cu cine șadeți de vorbă? Nu, chiar atât, tocmai de aia. Noi avem încredere că tu ești dispus să afli adevărul înainte să iei o decizie pripită. Ia gata cu Caterinca și cu jos bagajele la control. V-ați îmbuibat, v-a plăcut? Nu, că noi n-am mâncat. Doar... Maria! Doar niște babe au servit, noi nu. Ce babe? Ați dat mâncarea mea la babe? Păi ce sunt eu, mă, cantina babelor? Hai așa că turtele de orez nu-s chiar mâncare. Doar se numesc mâncare, da? Hai, mă, prostii, cu ce turte visezi, câmpitule? Gasă, babă, ce ai aici, bă? Hanțe! Numai hanțe? Unde e salamul meu, mă? Unde e ourele mele? Stau, mă, chiar... Păi noi nu știm nimic de ourele tale. Și atunci unde fugeți așa, mă? Ca niște infractori cu trențele după voi. Bănaci! La Teo! Da, să ne spălăm! La râu! Da, să facem economie la curent, la detergent, la apă. Da, mă, da. Și eu sunt Antenie Banderas când eram în Zorro. Da. Hai lăsați Caterinca asta. Iată să controlezi și târna asta, să da, văd. Stai. Îmbuibaților care sunteți îmbuibați. Ce facine, mă, jucările lui Cicinu? Aoleu, apropo, să dă Cicinuca. Vezi că te-am cătat toată dimineața la telefon, dar n-am dat de tine, că ai telefonul închis. M-a sunat rău de la grădiniță. Crezi că era ceva urgent? Urgent? Da. Păi și acum spui, mă? Păi că să spun că dacă ai telefonul închis, ce vrei? Doamne, ce s-a fi întâmplat? Iar o fi bătut Cicinu ca vreun copil. Am zis să nu dai la karate la 2 ani. Unde pleci? Că eu cu tine am de discutat pe teme gastronomice. Ia zi obraznicule, une ore și cu salamul meu. La locul lor le-ai căutat? Deci nu fi porbitocane că te găsește. Cu cine dracu mai discut eu despre gastronomie, mă, că s-a și săturat. Gata, boss, masa e servită pentru asta, pregătiți, luați-o în loc, simțiți-vă ca la mine acasă. Ce-i lucru salamul ăsta, Andrei? Păi știu că v-am zis că la ce folos avem și felibos, dacă doriți cașcaval, o brânză topită, o grisină, o măsline. Poftiți, serviți! Păi data viitoare când mai aduci brânză topită, te rog frumos să-i scoți folia, da? Am înțeles, boss, vă trebuie pentru un pachetat chestii, știi, că mai... Ouă, când le duceți de la țară, când le aduceți, când le... Poftiți, boss, luați! Vă culești un ou? Da. Am uitat, mă întreb, îl doriți fierte? Bă, gata cu mascara, da, fii atent aici. Legat de drogurile confiscate de poliție, da? Cu alea cred că o să rezolv cu Manuel, băiat foarte talentat de altfel. Intră unde și când vreau eu și iese cu ce trebuie. Iar la înaintare o să bag un țap ispășitor, că n-am încotro. Pe mine nu vă mai bazați, boss, că eu mai sunt țap. Eu sunt porc. Ia, stai puțin. Da. Da, să trăiți. Da. Acum? Păi da, am fost prins cu puțină treabă, dar sigur că da. Imediat, da. Mârlane, trebuie să plec, nu mai am timp să mănânc. Asta este. A, ai niște gel de păr? Da, boss, dar e pe păr și părul l-am lăsat în baie la parter. Perfect. Cine pleacă la plimbare pierde locul de onoare. Ha, ha. Dar dacă păpica nu se află între bagajele astea, cu siguranță ai băgat-o la maț, nenorocitule. Deci dacă nu recunoști, acum te duc la spital ca să-ți fac endoscopie, mă. Chiorete, jur că nu e la mațul meu, că n-am mâncat nimic azi. Nici n-am chef să mănânc. Dar pe Emma n-o bănuiești? Că îi place păpica. N-ai văzut ce foci de hamster a făcut pe șolduri? Și oricum, noi stăm în casă cu Mârlanul. De ce nu te iei de el? Care Mârlan, mă? Că Mârlanul n-a fost aspacilea. Că dacă era venea pe miros, îl dibuiam imediat. Bonjour, domnilor.
Să trăiți cu respect! O întrebare, domnul Igor, vă rog. Aveți idee? Domnul Mârlanu a fost azi pacileap în casă? Da, domnul Mârlaru a fost pacileap în casă și încă mai este. Să luptă sus cu o farfurie de mâncare. Slabe șanse pentru farfurie să rămână întreagă. Aha, Chiorete, ai văzut că nu suntem noi infractori? Hai, aștept scuze. Scuză-mă, prietene. Au ajuns scuzele, mai vrei? Nu, mersi, e bine. Că poate... Lasă, că rămân eu dator cu unele. Stai! Nu te speria! Sunt eu, Barbara. A, da? Ce să vezi? Iar am început cu stângă. Uite, eu cred că tu ți-ai format o părere greșită despre mine. Crezi? Ascultă, nu beau, nu fumez, nu mă droghez. Ok, mă rog. Poate mai beau și eu la o petrecere, ceva, dar doar atât. Și acum aș face tot posibilul ca tu să mă cunoști mai bine. Nu, să știi că eu am niște bănuieli așa... Și acum eram aici la baie să mă aranjez un pic și... De ce să te mint? Pentru tine o făceam. Mm-hmm. Nu crezi că era mai bine să te duci la un salon sau ceva? Poate aveai mai mult noroc, eu știu. Pentru că nu sunt fițoasă. Sunt o fată simplă, modestă și pricepută. Și de ce să mă duc la un salon când pot să mă fac acasă? Și acum aș face sincer absolut orice ca să schimb părerea despre mine. Mm. Orice, orice? Orice, orice. Bine. Vreau să văd niște analize toxicologice. Da? Chiar acum mă duc la spital să le fac? Stai, că mă-și derutează promptitudinea asta. Nici eu nu mă așteptam să fie așa de șarman. Și apropo, cred că ți-ar sta mai bine cu niște gel de păr. Să știi că exact pentru asta am venit. Dom'le, e incredibil ce ochi de hairstylist ai când colo, mă rog. Ți-am zis eu că mă pricep. Ce? Deci așa, fomistule, mi-ai furat mâncarea. Ce mâncare, mă, Chiorete, ești nebun, ăsta, da? Cu care, mă? Aia te era jos să-mi pungi. Păi, aia n-a luat eu, alea le-a luat șef. Și unii? Șeful a plecat. Nu șeful, mă, mâncarea, crăpelnița unii. Păi, unde să fie? În burtă, la șeful. Dar ce mi-ți, mă, nenorocitule, când te-am văzut că lingeai farfuria? A, da, da, că eu lingeam farfuria, exact. Că șeful a mâncat și eu am luat după aia și am lins-o ca să mă-i trească să o spăl. Ca să fac economie la apă, o spăl cu limba și o șterdă de mai eu și gata, e cum facem. Stă prost cu banii, Chiorete. Extraordinar. Deci toată lumea în casa asta face economie. Exact, exact. Și nimeni nu cumpără nimic. Și nimeni nu cumpără fură nimic. Fură mâncarea de la alții. Fură mâncare. Cine fură, mă? Poate șeful, nu eu. Să-ți fie de bine, Mârlane. Mulțumesc. Și să te lovească emoroizii, bă. Mersi. Bă, trebuie să-mi iau genunchiere. A, madam! Păi acilea ți-a cirviciu, madam? Ziceai că nu vezi capul de treabă, că sunteți îngropați în dosare, ca de abuzna la petenții, că nu mai respiră om cu om pacoalea. Chiorete, dar atunci chiar nu puteam. Și acum de la atâta muncă și stres mi s-a făcut un rău și trebuie să mă duc la spital să-mi fac niște analize. Hai, lasă-mă! Dar de ce n-ai făcut o analizele direct în primărie să te duci doar transversal, erai în spital? Ce-ai dat pe acasă? Am venit să mă aranjez un pic și să mă spăl, că nu puteam să mă duc așa murdară. Mama! Madam, lasă băutura, madam! Eu stai așa, ce am auzit? Păi, dar parcă ziceai că nu bei. Ah, bea. Bea, hă? Bea. Igor, jur că nu beau, ăsta e nebun, crede-mă! Uite cum facem, dacă tot te lauzi că nu bei, nu fumezi, nu te droghezi, cumva să faci vreo manevră. Ia cartea asta de vizită de la un doctor de-al meu și du-te să-ți faci analizele toxicologice, da? Ok, chiar acum mă duc, da. De ce asta era mincinoasă? Mă, dar în casa asta toată lumea mințește? Că, sincer să fiu, manca, am săturat de toți fomiștii și mincinoșii. Așa nu se mai poate. Vă salut! O, domnul Hasan! Domnul șeful! N-am mai vorbit de mult. Pe unde ai umblat? Păi, să știți că am avut niște probleme din cauza lui Mârlanu. Nu vreau să aud așa ceva, da? Aici suntem o familie, o echipă. Te rog, chestiunile astea lasă-le deoparte și stai prin preajmă că avem treabă, da? Da, șeful, să trăiți, am înțeles. Așa te vreau.
O să mut preajma în dormitor, că aici amorțesc un pic. Am preajma asta aici. Alo, alo, pe unde umbli, bă, de două ore și eu mă sting aici de foame? Unde-i șaorma mea? Alo, alo, șaorma? Dar ce aici, Matiescule, resort? Ești la All Inclusiv? Să unea atâta șaorme! Ce zici, mă? Azi avem linte, aia crăpind tine, șnăut! N-auzi, ia-i uite așa, ca să nu te enervezi prea tare, ăia de la șaormerie întârziați, mă, că a fost la un tăiat de moț și nu le arzi de șaorma, na. Și atunci de ce miroși, mă, usturoi? Poate de la brânza cu smântână, că eu aia am mâncat azi. Dar negresa, negresa, ne-ai adus o măcar negresa aia. Nu ți-am luat, bre, căci că a intrat în grevă, ci că e prea frig la noi și a plecat, a tuns-o. Ci că n-avea decât blonde. Dar blondele, ci că e ațoase, îți rămâne între dinți. Te crezi amuzantă? Nema aia, mă, treacă cu obligi. Când ai nevoie de ei, nu-i găsești. Ce mă fac, mă? Au început căutările, dar nu apare. Teo, nu apare. Nu o găsește nimeni, n-a recunoscut-o, n-a văzut-o. Nu știu ce să mă mai fac. Ai cătat pe toate canalele? Da, am fost și canale. Ia, am arătat poza la toți aurolacea. Și niciunul nu știe nimic. Bine, dar cum să pui bază pe ei? Poate mint. Ia, mă, și crânțăne ăsta, mă, că pe burta goală n-ai cum să fii lucid. Nu mai vreau să vă covrigi. Două zile mi-a dat grație la să mănânc covrigi, m-am și constipat. Hait! Zău, deci acum cu ce cu doar inima, mă doresc fundul? Paul! Băieți, ce credeți că avem noi aici? Portretul robot și al cui este? Ei, al lui Van Damme, cum poate să fie? Păi, Van Damme? Van Damme! Ce, bă, Van Damme a fugit cu teoa mea? Băi, recalcitrantule, n-are nicio legătură Teo cu Van Damme. A venit o educatoare de la o grădiniță și l-a făcut. De ce? Păi la ce-l face aia, mă, de la grădiniță? Mă, cine a pus-o pe asta să facă portrete robot? Păi nu știu. Eu? Cine? Că voi dormiți în ghete. De ce ruga mea a dispărut? Ce? Tot aia de educatoare a văzut un domn care se juca cu copiii și până să se lămurească proasta, a dispărut fetița mea, tocmai a mea, mă, nu putea, mă, și ăla să fure alt copil. Și de-aia am trimis-o ei să facă portretul robot și am și activat procedura de căutare. N-avea rost să așteptăm 48 de ore, nu? Ăla e? Ăla e portretul de lucoace? Da, dar nu cred că e ok să... Ți-a dat voie cineva să crești ceva? Nu. Poftim. Nu e terminat, încă e foaia goală. Ca... Nu se vede bine. Terminați cu prostiile astea. Prostiile. Păi da-mă, dar ăsta e Vanda... Vanda mea? Hai, găținte-le! Opa. Vrei să știi să atrăvă sau chemați ambulanța? Făceți ceva, sărăcuța de ea! Dar resuscitează, să duc cu botul ăla cu dinții ăia, eu nu mă apuc de ea! Vreți să mă prinză cu botul, în botul ei să rupă fălcile? Dar de ce eu nu? Dar de ce noi? Nu știu! Mai face vânt că mă răcesc la ceafă! Ce faci, mă? Ca să nu-ți facă, păi... Ia-mă mâna de pe mine, mă! Ce faceți, mă? Ce să fac? Ce faci? Ce faci, mă? Las treaba, mă! Mișcarea să-l prinde pe nemernicul ăla! Bă, fiți atenți aici! Vreau echipaje peste tot! Vreau portretul robot peste tot! În aeroporturi, în vămi, în gări, în autogări! Dați anunțuri la toate televiziunile, mă, radiourile, postați pe toate rețelele de socializare. Peste tot, peste tot, mă, trebuie peste să fie peste tot, ați înțeles? Hai, hai, mișcarea, mișcarea! Așa, și spuneți așa, cover și recompensă. Aha! N-am bani, dar văd eu ce fac, mă duc și mă... Donez sânge! Donez sânge și tot fac gros de bani. Haide, cam câte tone de sânge trebuie să donezi tu ca să... pui deoparte pentru o recompensă într-asta onorat, ilă. Nu fac griji, că donez și de la voi, mă, dacă nu vă puneți pe treabă. Mișcare! Să ne punem pe treabă! Se spune treaba. Avem ghinion și zicem cu o pauză. Cine trimis o mă pe aia să facă portete robotajurile aia? Eu cine? Că voi dormiți în ghete!
Cred că a uitat textul. Ciciniuca mea! Era pe interpretare. Știu, dar mi-a venit, n-am avut ce să fac. Zic, o dau. E bună, n-am cum să tac. E bună. Mi-a venit, ce să fac. Visuale.